Mulțumesc foarte mult, Delea, și ne întoarcem, doamnelor și domnilor, la sediul Administrației Naționale de Meteorologie. Vă spuneam ceva mai devreme faptul că disconfortul termic este accentuat în cea mai mare parte a țării. În foarte multe județe um, ale țării, temperaturile au depășit deja 30 de grade Celsius și nu este decât ora uh, 11. În direct, în acest moment, meteorologul Oana Catrina cu detalii despre ceea ce se va întâmpla în orele și zilele următoare. Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua și bine v-am găsit și astăzi rămâne de interes atenționarea Cod Galben ce vizează canicula și disconfortul termic din partea de sud a Olteniei, sudul și estul Munteniei precum și zona Dobrogei unde așteptăm ca temperaturile să treacă de 35 de grade Celsius disconfortul termic să fie unul accentuat iar indicele temperatură umezeală ITU să depășească pragul critic de 80 de unități. Mâine duminică valul de căldură se va intensifica și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă mâine în partea de vest, de sud, de sud-est și local în centrul țării, unde și disconfortul termic se va menține accentuat, iar indicele temperatură umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, iar luni valul de căldură se va menține persistent, disconfortul termic va fi unul accentuat, indicele temperatură umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități și va fi caniculă în cea mai mare parte a țării. Concret, valorile maxime ale temperaturii aerului vor depăși 35 de grade de în cea mai mare parte a țării, iar din perspectiva ploilor, astăzi și mâine, doar pe alocuri în zona de munte, în special în zona Carpaților Orientali, sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice, iar de săptămâna viitoare, luni, ploi de scurtă durată, descărcări electrice, dar și intensificări ale vântului și posibil chiar și căderi de grindină își vor face apariția cei drept pe suprafețe în general restrânse în partea de nord-vest, nord-centru, precum și la munte. Marți vor prefera nordul nord Vestul și zona de munte iar de miercuri manifestări de instabilitate atmosferică sunt așteptate în special în jumătatea de nord a teritoriului.